No, Libya. Iraq. Fireproof. You got your man's not hot. And that man's not hot. N-ai bani să plătești taxa de protecție, frate. Vezi? Dacă nu cumperi jocuri mai ieftine de pe G2A, să mai salvești tu un bănuț. Într-o noapte de sâmbătă superbă, Pepe Shorty se bagă la somn ca de obicei. Dar ceea ce nu știe el este că, din greșeală, și-a lăsat livestream-ul pornit. Bine, nu din greșeală, l-a lăsat intenționat ca să facă și un ban în timp ce doarme, pentru că oamenilor le place să-i doneze atunci când doarme. De ce morții, mă, te faci tu bani, bă, când dormi, tu morții, mă, te dă pitic. Dar, când odată se aude o ciocănitură la ușă. Acum, practic, nu e mai rea nimeni la ușă. Doar au început să bată acolo. FBI open up. Nu știu, erau niște hateri care erau nervoși că face el bani când doarme. Ce morți, mă, te faci tu bani când dormi, piticule? După ce m-am trezit, Donez, bă, cu melodia aia. Dar melodia aia e fanic, e melodia de aia de dwarf, cum ar veni, știi? Și eu sunt semi-dwarf, nu sunt de la mic, cum e Tyrion Lannister, dar sunt mic și eu. Și e ca și cum mi-a pus melodia mea. Acum, după gluma aia super mega și mega, la care sunt 100% sigur că a râs toată lumea cu lacrimi, când a spus că e și el mic ca un dwarf, și a spus, bă, hai să-mi pun pălăria de Timo dacă tot sunt pitic. Hai să dorm cu pălăria de Timo cap, că toată lumea face chestia asta, e ceva normal, nu? Paranteză pătrată deschisă, paranteză pătrată închisă, 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 paranteză pătrată deschisă, paranteză. Paranteză pătrată deschisă, paranteză pătrată închisă, paranteză pătrată închisă, pătrată deschisă, paranteză pătrată închisă. N-am cuvinte ce să zic despre paranteza aia, sincer. Cam mai apoi să-l ia somnul și a visat numai paranteze pătrate deschise, dar și închise. Hai române, hai, hai la urmă, dacă vrei viața mai bună. Votează cu credere, Liviu Dragnea PSD. Hai române, hai, hai la urmă. După această melodie a lui magnificul Guță, știe garantat 100% cu cine o să voteze acum când o să meargă la urnă, practic. Paranteză rotundă deschisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă. Thank you.
Bagiule, te prind la vreun eveniment ăsta să stai, te, nu știu, te turn la chelie. Te turn la chelie, băi. Într-un final, pe eroul nostru, Epic Shorty, l-a lăsat din nou. Și omul sforăie. Băi, sforăie mai încet, băi! Sforăie mai încet. Da, nu o să sforăie el mult timp. Aparent m-am înșelat, omul tot sfori, voi prietene. Rafa! Ai registrat pentru mâine coaie că ăsta până la 5 dimineața cu mine aici. Deci, fraților, Rafa n-a pus, nu se poseze nimica mâine. Că în loc să doarmă și el a stat să mă trezească pe mine, de somn. Crească pe invers, ce? A, crească pe invers, da. Uite așa aici, altund. Eu zic, salut, băi, Rafa, bă, ce mai zici, mă, că ne-am mai văzut de un an de zile, cred. Și bag așa cu aparatul, bam, hăț. Și las pe mijloc, așa. La cheliuță. Prima oară îi dau cu piatra de aia mare. Prima oară îi dau cu piatra de aia mare cap să leșine că mă bate că e mai mare. Și după aia, după ce a leșinat atunci altund. Și îi fac un model, îi fac logo Epic Shorty pe scăfârlie. Zic eu. Îi fac un logo frumos Epic Shorty și de fiecare dată când face live, ba, vede lumea acolo Epic Shorty și treabă, Rafa, ce-ai pățit, mă? Și el nimica, că nu o să zică, că, da. Îi dau așa, ușor. Îi dau cu, găsesc eu piatra de aia mai moale. Ca să nu rămân. Paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă închisă, rotundă închisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă închisă, paranteză. Mai mergem asta. Alo? Oh.
Ciocolat, Parmalat. Zarzavat. Eu nu mai dur coi în bapula, nu mai pot. Gata, nu mai pot. Acum nici măcar nu adormisem. Sau nu știu dacă am sforit ceva acum. Dar nu cred că am adormit. Nici măcar să mai adorm, nu mă, pe dracule. Ce că culcă te bănut așa. Păi unde dracu te șesc? Că nu mai dorm deloc dacă nu mai dorm. Că nu opresc live-ul și mă bag la somn. Opresc live-ul și poate fac alt live când mă joc. Îți fac creastă, reverse. Reverse creastă. Și pentru că mi l-ai pus pe slider acolo. Dar cu Rafaele, Rafaele. Dacă nu-i dai și lui barba, îi fac... Nu știu ce fac eu în barba, îi fac un model. Te fac logo Epic Shorty și ție la fel, te fac și aici pe mijloc așa bam. Și într-o parte Epic Shorty aici frumos. Ceva corect, aferent, corespunzător. Zarzavat. Am țipat de 4 ori odată, am țipat, bă. Cred. Soldat. Nu mai mă bag. Așa, Slider, sunt bab. Deci fii atent aici. Panorama asta de Rafa. Trebuie să-i fac uite așa. Știi cum e, cum au creat asta pan chestii? Uite așa tot pe aici, pe mijloc. Bam. Și pe părții rămâne părul și pe mijloc nimica. Să fie frumos, ceva corect, aferent cu răspunzător. Și pentru că mi-a pus melodia, el are o boală să pună melodia aia. Cu Rafaele, Rafaele, Rafaele. Îți fac și ție aici un Nike. Uite aici un Nike. Îți tund barba frumos. Când veniți voi la București, oricând, nu e grabă. Mâine, poi mâine. Și îți fac așa un Nike aici, bam, frumos. Mai în dreapta, că tu ai barba mai mare. Uite, eu n-am. Eu încerc. E o tentativă ceva. Aici îți fac un Adidas, bam. Și pe partea asta aici, un mare logo Epic Shirt. Dar mare de tot, băi, bossule. Nu mai dau prin București. Dacă tu îți pierzi toate gadgetele. Da, mă, dar cine să-și... Cine să... Pe fii atent, dacă pe el îl tund. Și ție fac desene în barbă, te rad. Nu o să mai ai nici tu gagici, nu o să mai ai nici Rafa gagici. Și eu o să rămân aproape singurul bărbos. După aici, și cu păr în cap, că ia uite cât păr am în cap, ești nebună, du-te mai păr. Da, de aici. Că mi-ajunge în gură, ești nebun. Și o să fiu cu toate gagici, le iau cu toate, părând le-au. Și discuția continuă. Eroul nostru Epic Shorty nu s-a mai băgat la somn și a mai făcut un livestream după aia de pe PC de vreo 3 ore cu League of Legends, deci n-a dormit deloc în continuare. GG, băieți! GG! Și dacă tot ați ajuns până aici, dați un like acestui video, urmăriți-mă pe Instagram epic_shorty și ne vedem data viitoare. Ceaules! Stai!
Pedofilescu vine și de la poliția română. Prietene, văd că nu te-ai abonat la Epic Shorty, așa că dai click imediat aici și abonează-te. Aici ai un video ales de YouTube, iar aici am ales și eu video ăsta special pentru tine. Și sus aici, bineînțeles, că ai Instagramul meu. După ce mi-ai dat follow și toate cele, nu stați degeaba, nu blocați intersecția, că n-are niciun sens. Circulați, vă rog frumos!